ne bucurăm și noi, iubitorii de animale, că botezul se face și asupra lor. În definitiv, facem o parte din lumea lor și ei din lumea noastră, ne iubim unii pe alții și trebuie să știm că aproapele nostru înseamnă și cățelul, înseamnă și calul, înseamnă și delfinul. Și mulțumim Sfintei Biserici și Părintelui Dabija, care a venit și a făcut botezul animalelor ca și în fiecare an. Foarte fericit și bucuros de faptul că cerbul Cristian și-a plecat capul. Inedit astăzi, fiindcă delfinele au urcat după el, s-au ridicat din apă și s-au dus spre busuioc. Toate aceste lucruri lumești frumoase sunt de ținut minte și de păstrat în sufletul nostru. În Iordan, bătezându-te tu, Doamne, închinarea trimis arătat, glasul părintelui a noturi și ție, fiind iubit pe tine, numindu-te. Toată făptura se apleacă. Se apleacă în fața lui Dumnezeu și a Sfințeniei. Cerbul Cristian. Iată, dragul cerbule, am venit și anul acesta să te botezăm. Ca și anul trecut. Zi de mare sărbătoare, zi în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos se botează, zi în care, iată, toată firea apelor se sfințește și toată natura. Astăzi, cele de sus cu cele de jos împreună glăsuiesc, căci Sfânta Treime se arată lucrul existent prin glasul Tatălui Celui Ceresc, prin botezul Domnului și prin Duhul în chip de porumb care se pogoară peste ape. Porumbelul, care bine se știe, este simbolul păcii, simbolul iubirii, este pasărea sensibilă care ne aduce nouă iubire, dar mai ales calea spre mântuire. Look at that.